A fost odată când a fost. A fost odată de mult tare, pe când Dumnezeu și Sfântul Petru se plimbau pe pământ, a fost o babă ce o chema Evdochia, dar toată lumea îi spunea Dochia. Deși văduvă, gospodăria ei era mai dihai ca la cei mai buni gospodari, căci era amarnică și n-avea odihnă nici zi, nici noapte. De ajutor avea pe feciorul său și pe nora sa, care munceau cât era ziua de lungă. Nora babei, mai ales, nu avea pereche de harnică ce era. Soacra însă nu își prea iubea nora. Oricât de harnică era nora babei și oricât de mult lucra, tot nu mulțumea. Nu era treabă femeiască, ba și din cele bărbătești, să nu facă nora babei. Dar ea tot bombănea și îi căuta nod în papură. Într-o zi, ce-i trăsni babii prin cap? Cheamă pe noră sa, îi dă o ulcică de la moș și îi poruncește să se ducă să-i aducă fragi, deși era prin luna lui Faur, când e frig de crapă și ouăle corbului. Fata ia ulcica de pe laviță, se îmbracă bine și pleacă, plângând la pădure să caute fragi babei. Mergea ce merge prin pădure, printr-o iene până la genunchi, pe un viscol de socotei că se prăpădește lumea și într-un târziu ajunge într-o poiană. Când cu mâinile, când cu niște bețe găsite în zăpadă, când cu picioarele, dă o mătul la o parte să vadă, nu o găsi cumva câțiva fragi? Degeaba i-a fost munca, că nici de frunze de fragi n-a dat măcar. Negăsind nimic, se rezămă de un copac și începu a plânge, blestemându-și zilele. Dumnezeu însă nu lasă pe cel necăjit să se prăpădească. Cum stătea ea pe gânduri, numai ce vede la deal deasupra pădurii fum, ca și când cineva ar face focul. Se ridică și se duse într-acolo. Cu chiu cu vai ajunse și văzu că în jurul focului ședeau într-o rână doi moșneci cu bărbile albe, unul de parte și altul de cealaltă parte, și se încălzeau. Moșnegii, de cum o văzură, o chemară lângă dânsii ca să se încălzească și ea. Fata se așeză lângă foc, căci era înghețată de frig. Moșnegii o întrebară ce caută în pădure pe o asemenea vreme și ea le povesti tot necazul său. Când se plece, moșneagul mai bătrân îi spuse să își umple ulcica cu jăratec și să plece, dar să nu se uite în ulcică până nu ajunge acasă, că altminteri va fi rău de ea. Apoi moșnegii se făcură nevăzuți. Nevasta făcu așa precum i se spusese și plecă. Pe drum, îi se părea că ulcica se face tot mai grea, dar își aduse aminte de ce îi spusese moșneagul cel bătrân și nu se uită înăuntru. Numai ce intră în casă, ia că și baba cu o cofă de apă în mână de la fântână. Mi-ai adus fragi? Ți-am adus, mămucă. Vezi ce-o fi în ulcică. Și într-adevăr, când baba se uită în vas, un miros mândru de fragi de pădure se răspândi în toată casa și baba ea îi mâncă pe toți cu mămăligă rece. Vezi, ți-am zis eu că au ieșit fragii. De acum mă duc și eu cu caprele să mănânce muguri de fag. A doua zi, baba se îmbrăcă cu 12 cojoace, își puse furca în brâu, luă caprele ce le avea și porni cu ele la munte. Vremea era tot friguroasă și viforoasă. Ei nu-i păsa însă, că era îmbrăcată bine. Căută fragi, dar nu găsi nicăieri. Urcă încet cu caprele sale și, ca să nu-i fie urât, începu să toarcă un fir de lână albă. Firul se făcea tot mai lung și baba urca și ea tot mai sus cu caprele alături. Tot urcând din greu, băbuța se încălzi și începu să-și arunce cojoacele de pe ea unul câte unul. Dar Dumnezeu dădea când furtună, când soare. Și baba Dochia întindea câte un cojoc la uscat și urca și mai sus, până când le aruncă pe toate 12 și rămase în cămașă, de parcă ar fi fost primăvară. Până la urmă nimeri cu caprele tot în poiana în care fusese și nora ei și se opri să-și tragă sufletul. Dar tocmai atunci se porni o vijelie și un vânt îngrozitor, apoi începu o ploaie rece de îngheță baba cu tot cu capre și se prefăcură în piatră. După câteva zile, nora babei, căutând-o prin pădure,
găsi în locul soacrei o stâncă mare ce semăna cu o femeie și 12 stânci mai mici ce semănau a capre. Povestea babei Dochia o spuneau mai de mult toți românii, dar în fiecare parte a țării povestea și schimbau pe aici pe acolo câte ceva din poveste. Ba caprele sunt toi, ba nora se întâlnește cu Dumnezeu și Sfântul Petru, ba cu tânărul mărțișor, ba Dochia avea 12 cojoace, ba 9 și tot așa. Unii spun că pietrele încă se mai văd și astăzi și li se spune babele în munții Bucegi. Alții zic că Dochia este în muntele Ceahlău. Pentru că poveștile nu erau scrise în cărți, ci doar în mintea oamenilor, ele se schimbau după cel care le spunea.